La deschiderea oficială au fost prezenți și reprezentanți ai sindicatelor, precum și președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Alexander Gusev, care împreună cu reprezentanții întreprinderilor afiliate acordă o atenție deosebită promovării unui mod de viață sănătos și promovării tradițiilor sportive. Anul acesta, întreprinderea noastră împlinește 15 ani, iar cu această ocazie intenționăm să desfășurăm aici, la Vadului Vodă, ca în fiecare an, diferite competiții sportive. Astfel, este o posibilitate nu doar de a sărbători ziua profesională, dar și să se odihnească, să se încarce de energie pozitivă și să practice sportul. În acest mod, devenim mai sănătoși. Spartachiada lucrătorilor Moldova Gaz a adunat peste 400 de participanți din toate filialele care s-au întrecut la diferite jocuri sportive precum fotbal, volei, sărituri, tenis și multe alte probe. Unii dintre ei participă la probe împreună cu toată familia. La probe cu familia și la tragerea canatului. Volei. Am îndrăgit aceasta de când îmi lua aici, adică până acum nu am practicat acest sport, doar decât la școală, dacă nu mă înșel. Dar datorită colegilor care încetul cu încetul m-au atras, am îndrăgit. Participanții la Spartachiadă, toți angajați ai filialelor Moldova Gaz, sunt extrem de entuziasmați că sunt incluși la astfel de evenimente și susțin că este o șansă în plus de a face cunoștință și schimb de experiență cu ceilalți colegi. Participăm de trei oară de când lucrez la un Gengaz. Participă trei oară, treia măsură de sportivi și interesant. Colegii din organizațiile care afiliate, avem o posibilitate să facem o cunoștință mult mai strânsă cu ei, să vedem care sunt oportunitățile la ei și totodată cred că anume acest eveniment ne va uni și mai mult și vom fi mai puternici, mai sănătoși, ceea ce urâmă fiecare. Și este o importanță deosebită, adică cu mult succes, multe dezvoltări în ceea ce privește sportul. Și cred că mulți cunoscuți, prieteni și tot așa mai departe. Probele s-au desfășurat pe parcursul întregului weekend, iar în final s-au ales câștigătorii. Indiferent de numele lor, cu toții au avut un câștig comun specific spiritului de echipă și al competitivității. Elena Țâmbălari, Ruslan Ismailov, Artur Musaelean, NBC.